dar ține face nani, ține-i măgâldeața noastră, ține-i iubita noastră, ține-i scumpica noastră. Ia uitați-vă cât de frumoasă este iubita noastră, scumpa noastră, că te adorăm, păpusică. Ia face nani, zice, părinți, eu fac nani, că mi-a fost eu mic. De-aia trebuie să papi acum iubita noastră, uitați-mi micuță și scumpiuță este, trebuie să facă nani. Numai trebuie să dăm să papi, după trebuie să scoatem afară, că unde mergem? Mergem undeva acum iubita noastră. Haide păpusică, uite perfect, uite, se vede ce picioruse frumoase are, ia uitați-vă, unde piciorusele? Uite piciorusele, aaa, s-o te zitea, am gândit-o la piciorusele? Așa nu-mi papițesă? A, zice, uite piciorusele mele, dar mă gâdilă, că dați-mă, că am și o piciorusă care gâdilă. Ia uite, gâdilă, piciorusă. Picioruse, degețele perfecte, suflice mânuțe, superbe, are iubita noastră. Ia uite, prințesă, da, este tati, dar mie cam și omnic acum și eu vreau să fac nani. Da, păpusică, dar trebuie să zici papi, că ești mare, că ești puternică, bebelina noastră, scumpa noastră, unica noastră, te îmbrăcăm frumos, cu scumpică, uite ce perfectă este, am unez-o pup toată, scumpa noastră, are niște cuțiuri așa perfecți. Ia uite, uite, piciorușe, mai mult din piciorușe, ia uite, mai mult din piciorușe, că se vede din piciorușe. Aaa, piciorușele-i perfecte. Ia să vedem. Ia zice, tati, de-o fac și fac nani, mai vorbea atâta, tati. Păpusică, încerci să te trezesc ca să papi iubita mea, da, păpuse. Ia uite ce mânuțe perfecte ai. Da, ce, tati, lasă-mă pace, tati. Că te pupă, tăticu, acum numai așa te trezești tu, ia vine, încoace. Iubire? Ne trezim? Păi mâna la urechiuțe ca să nu se mai audă? Cât de mult o iubesc, e perfectă. Ne trezim, iubita? Ne trezim? Eu mă stăiască, zice, tati, eu mă fac nani. Oh, dar trebuie să papi, te mergem în oraș. Ca trebuie, iubita, unica noastră, trebuie să papi înainte. Păi trebuie să facem scutețel. Plecăm cu rățele în oraș, da, iubita? Uitați-vă cât de perfectă este. E așa perfectă, da, iubita. Deci, în toate eu nu mă tezesc. Eu știu că vreau să fac nani, voi, sunt obișnuit cu voi să filmați, poți să faci gălăgie câtă vei. Nu mă interesează. Uitați-mă pupa atâta. Uitați-vă cât de perfectă este. Uitați-vă, e așa frumoasă, ia uite. Ce frumoasă, ce bebe frumos, ce bebe deosebit, ia uite la ea, și așa, de-o câteva zile are ea prințesa. Deci eu nu mă tezesc, n-am teabă, tati, fă ce vei, dar dacă îți gâdi la piciorușele, te tezești, tu vezi tu. Tezim, ursuleț, ne tezim, păpusică, ne tezim, iubițica, haide, păpusă, tu știu că tu faci nani bun, dar ne tezim, haide, iubita lui tăticușel mămica, hai să ne tezim, da, păpusă, da. Da, ursuleț, hai să ne tezim ca să păpăm. Laptică bun păpăm noi, iubita. Păpăm în laptică așa de bun, nu s-a mai văzut așa de bun. Ca să crește mari și puternici și mai frumoase, da, iubire. Haide, păpușica lui tăticu și lui mămica, haide. Hai să ne tezim, prințesă, ia, ne tezim noi. Hai, deschid ochișorii, văd toată lumea ochișorii, te perfecți. Zice, tati, eu vreau să dorm, te nu înțelegi. Eu vreau să dorm. Te tezești, te... Dar cât să te pup ca să te tezești, cât să te mai pup mai frumoasă. Ne tezim, ta. A, oh, păpusica noastră, e așa cu mințică, da, te ducem afară, îți place să te plimbi afară, ne plimbăm afară, iubițica mea, scumpa mea, unica mea, da, iubițica. Haide, iubita lui tăticu, hai mogâldeața lui tăticu și lui mămica. Hai, iubita. Hai să ne tezim prin această pat, haide, hai iubire, hai scumpa lui tăticu și lui mămica, vină încoace păpușa, așa. A, ce mă întindem noi, că am dormit bine. Ia să ne trezim. Hai să ne... Întindem, că sunt puternici. Ia să ne întindem. Cum ne întindem noi? Așa. Se dește iubita. Hai, iubita frumoasă, trezește-te, prințesă. E mai călduță aici unde stăm, așa că stau și urmă eu. Ui, iubita. Hai să ne trezim. Hai să ne trezim, prințesă. Ne trezim ca să păpăm. Ne trezim ca să păpăm. Ce păpăm, lătii bun? Că după aceea vei să papi în oraș. Și în oraș avem treabă de făcut. Ce zici? O porție bună de la mămica. Papi acum? Papi? Puiuțu, te zici de iubita. Zice, ta de mie mi-e somn. Ce nu înțelegi că mie mi-e somn? Papi, de ce când se trezește? N-are răbdare, dar acum noi trebuie să trezim pentru că trebuie să plecăm. Trebuie să mă trezești, trebuie să lucrezi, trebuie să pap. Hai că mă trezesc pentru voi! Scumpică, da! Hai, prințesă!
trebuie să paci. Ce zice de o porție bună, de un antren de lapte lăptic? Da, da, da. Imediat paptuți cu pica. Da, hai să pap. Imediat. Da, da, păpuse, da. Deci dar eu n-am răbdare cu voi. Vreau repede. Da. Ba. Ia ce frumoase ești, da. E murdară de lăptic pe lăptic. E murdară că e păpățioasă, nu suntem de jucat cu ea. Tocmai am alăptat-o. Și cred că ar mai vrea, dar trebuie să plecăm. Hai, uite ce frumoasă e de... Na. Hai să mergem, scumpa mea. Punem așa ușor în scroie, că zice: "A, mergem afară, mie îmi place mult afară. Vă rog să mă duceți afară. Mie îmi place așa de mult afară." Uite ce deja știe. Te liniștiți frumoasă. Păi dacă mă duci afară și punem, nu noi ducem afară, punem și cercelusii de prințesă. Da. Așa, bravo, iubita, bravo. Ia uite. Ia uite. Uite ce perfectă. Ce perfectă. Zice, mă duci afară, vă rog. Puneți asta, vă rog, că mai bate soarele. Vă rog frumos. Pe geam, că îi place mult când conduce. Mulțumilor de cocos, nici nu știu dacă v-am salutat în vlogul de astăzi. Ideea este că noi acum mergem la clinica Euclid ca să-i punem cerceluși frumoasei noastre și să-i facem și cel de-al doilea vaccin. Este foarte, foarte frumoasă și o să fie adorabilă cu cerceluși, abia aștept să văd cum îi stau, pentru că i-am cumpărat dinainte să o nasc. Am fost cu Felix la mall, am cumpărat cerceluși, sunt superbi. Acum să nu fie prea mari pentru ea, dar imediat crește ea. Și după cum vedeți, ne-am și asortat să fim amândouă în roz. E prima zi în care mama chiar și o puță. Și... Dar vezi, ce natural, măcar nu se dă seama. Nu m-am avut chef să mă la tine, de asta. Așa. Și... După noapte, a fost destul de bine azi noapte, să zicem. Oh, ce curbă! Mie îmi place că ea stă super cu minte în mașină. Îmi place. Am înțeles că multor copii le place să meargă cu mașina. Și ne vedem la clinică. Sunt foarte curioasă să văd cum o să stea cu cerceluși. Superb, normal. La o asemenea prințesă. Suntem așa puțin pentru că azi noapte ne-am trezit ca să o alăptăm, să o schimbăm, să avem grijă de ea, că trebuie să crească mare. Dar le facem pe toate cu drag pentru că iubim foarte, foarte, foarte mult și acum trece perioada asta, deci trebuie să ne bucurăm de fiecare moment, pentru că sunt unice și o să ne fie dor. Să fie asta micuță, pentru că ea este de păpăcioasă și o să crească foarte repede. Se face frumoasă în fiecare zi. Da, în fiecare zi mai și mai și mai frumoasă. Păi se poate mai frumoasă de atât, iubita. Uite ce bine conduce tate și imediat ajungem. Tate conduce încet și repede în același timp. Ba începe repede, depinde cum e nevoie. Oricum, de câte ori am făcut drumul ăsta. Cine a ajuns la locul ăsta minunat? Cine? Aici, pe pătuțul
astea, i-am ascultat prima dată inimioara. Și când am venit aici să mai facă un control și am pus-o pe Putuța, a zâmbit că și-a amintit ea că a mai fost aici. Da. Imediat trece, doar, o să doară puțin de tot și după a trece și o să fie așa de frumoasă. O să te uiți numai în oglindă, da. Da, iubire. Vai, dar ce cerceluși avem noi aici pentru prințesa noastră! Ia uite, prințesa și-a pus cercei, a făcut vaccinul, dar n-am putut să filmăm acolo. N-am putut să filmăm înăuntru, dar... are cercelușii puși, vaccinul făcut și acum o plimbăm puțin până se răcurește în mașină, că e cald. Ia uitați, nunților de cocos, ne-am întors acasă, acasă, aici, și ia uitați ce cerceluși, n-am putut să filmez, v-am zis, că nu... nu ne-au dat voie, dar ia uitați ce frumos este la păpușica noastră! Ia uitați! Ia uitați, păpușa noastră are cerceluși! Și intenționăm să-i mai luăm mai mult, să aibă colecție. Ia uite! Iubita, ia arată-le tunucilor de cocos cercelușii! Frumoși, da? Scoate mai aer! Scoate mai aer de prințesă, ușor, ușor, gata, gata. A, puiu, dar ce face prințesa mea, ce face prințesa mea? Haide mai scoatem puțin aer, da iubire, da iubire. Ce frumoase suntem noi, o ați zis-o sughiță, o făcea nani și nevată. Te-ai zis că papă cu poftă, e sughiță de papă cu poftă, dar ce imediat sughiță, da? Scumpa mea, de aici punem așa, așa și... Haide, așa, scoate mai aer, iubire. Scoate mai aerul de prințesă. Oh, iubita noastră. Așa, bravo, că tu i-a băiat să facă nani. Zice, eu vreau să fac nani, dar sughițul ăsta m-a întrerupt. M-a întrerupt sughițul la nani. De ce m-a întrerupt? Eu aveam treburi. Celor de cocos, noi trei, vă urăm o zi super. Vă mai așteptăm pe aici, pe la noi, pe canal, cu mai multe vloguri. Iubitica noastră vă pupă și vă salută. Uitați, apăsați butonul de coco like și ne vedem data viitoare. Pa! Pa! You beat us, that's like.